30 de percheziții ale procurorilor DIICOT Brașov în România și în Germania într-un dosar de trafic de persoane. Ancheta a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, înșelăciune și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, în intervalul 2013-2017, inculpații au recrutat și transportat în Germania 50 de familii din zona Brașovului, în general cu copii mici, cu promisiunea de a le oferi locuri de muncă. În Germania, victimele au fost obligate însă să semneze acte în limba germană, sub pretextul că, fără aceste documente, nu pot beneficia de ajutor social și de alocații. Părinților li s-au întocmit documente fictive de angajare, dar, la scurt timp, au fost concediați. Inculpații însă au încasat ilegal alocațiile pentru minori, plătite de statul german doar dacă părinții figurau ca fiind angajați. Prejudiciul este de aproximativ 600.000 de euro. Procurorii au pus în aplicare 4 mandate europene de arestare și 7 ordine europene de indisponibilizare a unor bunuri. Ancheta în acest caz continuă cu respectarea prezumției de nevinovăție. Podul de la Comana este prioritar pentru autoritățile locale. Președintele Consiliului Județean Adrian Veștea a depus documentația necesară la Ministerul Dezvoltării pentru alocarea sumei cu care să se reconstruiască în regim de urgență acest pod. Am luat decizia de a merge pe două direcții. Una dintre direcții este cea pe Compania Națională de Investiții. Am lăsat o documentație în acest sens. Am trimis inclusiv studiul de fezabilitate care este necesar pentru luarea unei astfel de hotărâri. În paralel, se va acționa și pentru urgentarea reabilitării podului cu fonduri de la guvern. Am semnat proiectul de hotărâre de guvern, care tot astăzi va pleca către guvern vis-a-vis de finanțarea acestui obiectiv. Începând de la inundațiile din martie-aprilie anul acesta, s-au făcut absolut toate documentele, proiectele tehnice și s-a încercat obținerea tuturor avizelor. Reconstruirea podului de la Comana ar costa autoritățile 22 de milioane de lei, suma care nu există însă în bugetul Consiliului Județean. Din fericire, Brașovul rămâne pe primul loc în topul județelor cu cele mai multe păduri virgine, potrivit unui studiu realizat de Greenpeace România la finalul anului trecut. Chiar și așa, din păcate, în județ încă se fac defrișări ilegale. Pentru diminuarea problemelor ce țin de regimul silvic, la prefectura Brașov a fost organizată o întâlnire cu toți primarii din județ. Voi emite în cel mai scurt timp un ordin de prefect prin care voi cere SEGA, gărzii de mediu și ANRM-ului să verifice tot ceea ce înseamnă exploatări de agregate minerale de pe teritoriul județului Brașov. Să identificați necesarul real. Nu știu cum, dumneavoastră știți mai bine, din om în om, din casă în casă, câte familii sunt la fiecare număr de curte, câte persoane locuiesc, cu ce se încălzesc, cu gaz, cu cărbune, cu lemn, făcut o evidență la sânge. Combaterea efectelor crizei lemnului de foc, prevenirea atacurilor provocate de animalele sălbatice sau identificarea terenurilor degradate după inundațiile din ultimele zile au fost alte câteva subiecte dezbătute la prefectură. Pe cele 13.000 de hectare care sunt ale municipiului Săcele, chiar dacă acum 2 ani am început investiții mari legate în păduriri, dacă acum 2 ani am împădurit doar 4 hectare și jumătate, anul trecut am împădurit 17 hectare și anul acesta am bătut toate recordurile, am împădurit în jur de 40.000 de hectare. Avem în jur de 100 de cereri de foc, aproximativ 500 de metri cubi necesar. La discuțiile avute cu administratorul fondului forestier, din programul făcut pentru acest an, se acoperă cantitatea de lemn de foc. În județul nostru, primăria Brașov are cea mai mare suprafață împădurită. Este cel de-al 6-lea proprietar de păduri din România, cu peste 14.500 de hectare deținute prin regia locală Kronstadt. Câți copii și saci cu sticle adunate din containerele pentru gunoi în cap într-o mașină de transport marfă? Răspunsul l-a oferit reporterului nostru, un bărbat de 22 de ani din Brașov. Arătați ce aveți în spate. Peturi și sticle, tată. Oare și ce alte persoane care sunt în mașină? Nu trebuie să plângi că nu se întâmplă absolut nimic, o să le știm persoanele, da?
legitimăm persoanele, vedem care e starea voastră, dacă sunteți ok, da? Domnul conducător auto, calculați consumat? Nu. Sigur? Da. Mai sunt ăștia toți? Da. Trist este că zilnic micuții sunt trimiși să caute sticle și peturi prin gunoaie, să le încarce în cărucioare, să le transporte până la mașină, iar apoi rudele să le valorifice. Până să ajungă însă la centrele de colectare din oraș, și deșeurile și copiii sunt transportați cu aceeași mașină. Acum polițiștii au oprit afacerea. Număr de persoane pe care puteți să le transportați, da. Câte? Trei. Da? Bun. Având în vedere cele constatate la fața locului, se va întocmi proces verbal de constatare a contravenției. Polițiștii au luat în evidență pe cei 5 copii care în continuare vor fi monitorizați. 74,28% este rata de promovare la bacalaureat pentru județul Brașov în 2018. Cele mai multe note obținute au fost între 8 și 9. În această sesiune au fost înscriși 3036 de elevi, dintre care 276 nu s-au prezentat la test. Prezenți au fost 2760 și neprezentări 276. Dintre aceștia au promovat BAC-ul 74,28% cu 8% mai mult decât media pe țară de anul acesta. Foarte, foarte multe note, medii de 9 și 10 la matematică, română și proba a treia, evident. Puține note de 7 și tot așa, în jur de 20% medii între 8 și 9. Alina Stanciu a obținut cele mai mari note la examenul maturității din județul Brașov și are cea mai mare medie, 9,96. Alina este eleva Colegiului Național Andrei Șaguna și își dorește să se înscrie la Facultatea de Matematică și Informatică din București. În primul rând am luat 9,90 la română, 10 la matematică și 10 la biologie vegetală și animală. Ușor nu a fost, dar m-am pregătit constant în tot cei 4 ani, nu am lăsat niciodată garda jos și da, am mai avut și puțin ajutor din afară. Candidații au avut emoții uriașe până la momentul afișării rezultatelor. Nu mă mai ales să fac nicio contestație, sunt ok cu notele pe care le-am luat, mai ales că la facultate nu mi se va cere media de BAC. Dar am făcut o chestie bună, sunt mulțumit de mine. Sunt mulțumită de cât am luat. Am luat 9,35 la română, 7,95 la mate și 8,95 la geogra. A fost ok, nu sunt mulțumită, e ok. 951 de candidați din județul Brașov, nemulțumiți de notele obținute, au depus miercuri contestații. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie. Să vă verific corpul, unde vă doare? Doar aici? Bună ziua, numele meu este Popagel Alexandru, silnic detașament filiala Brașov. S-a întâmplat un incident în față la clubul MUV, am 4 victime. 4 persoane au fost rănite în urma unui scandal care a avut loc în fața unui club din Brașov. Din fericire, a fost vorba doar despre o simulare în caz de pericol desfășurată de Crucea Roșie în Piața Sfatului cu ocazia aniversării celor 142 de ani de existență. Asta a fost o altercație, o bătea între două fete din gelozie, băieții intervenind apoi pentru ele și rânduse ei la rândul lor la bătaie. Am avut o victimă care și-a intrat în stop de la lovituri, a fost lovită la nas și a spart nasul și înghițind sânge, a leșinat și a intrat în stop cardiorespirator, iar restul care au avut răni destule minore. Voluntarii au acordat primul ajutor persoanelor rănite în urma incidentului și au arătat care sunt măsurile esențiale care trebuie luate în cazul în care viețile victimelor sunt puse în pericol. Sunt voluntar de aproape 3 ani, în octombrie se împlinesc 3 ani. Tot ce am învățat ca prim ajutor, dezvoltare personală și public speaking s-a întâmplat la Crucea Roșie. Aici am învățat foarte multe lucruri despre prim ajutor, tot ce înseamnă resuscitare, bandaje și cum să intervii în caz că se întâmplă ceva. La acțiunile din centrul orașului au participat 32 de voluntari de la Crucea Roșie din Brașov.
Bun găsit tuturor, sunt Marian Stoica și vă prezint rubrica Biz. Criza pieței muncii se adâncește. Guvernul vrea să suplimenteze cu 5200 numărul maxim al străinilor din afara Uniunii Europene și spațiului economic european care pot fi aduși la muncă în țara noastră în anul 2018. Reprezentanții instituției au decis că piața muncii are nevoie în 2018 de cel mult 7.000 de noi lucrători din spațiul extracomunitar. Guvernul recunoaște că se adâncește criza forței de muncă și spune că lucrătorii extracomunitari ne vor ajuta să o deblocăm. Piața muncii se confruntă cu un deficit semnificativ de forță de muncă, mai ales în construcții și în industria ospitalității. Informația vine în contextul în care aproximativ 4 milioane de români au ales să emigreze, iar importul de forță de muncă extracomunitară este restricționat anual de guvern. Potrivit raportului anual al BNR, România a devenit a treia țară din Uniunea Europeană ca nivel al populației inactive. Astfel, o treime din populația României, persoane cu vârste cuprinse între 15 și 54 de ani, apte de muncă, nu au nicio ocupație. Aceeași inactivitate se remarcă și în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani. 18% dintre ei nu au nicio ocupație. Nivel mai mare de activitate în rândul tinerilor au înregistrat doar Bulgaria, Grecia și Croația. Persoanele inactive între 15 și 64 de ani constituie o treime din totalul populației, conducând la a treia cea mai mare rată de inactivitate din Europa. Îngrijorător este faptul că potențialul aport al acestor persoane la detenție condițiilor pe piața muncii este mai degrabă limitat, în contextul în care numai 10% dintre aceștia declarau că ar dori să muncească. În acest context, 72% dintre angajatori reclamă deficiențe în a găsi candidați. Moneda europeană a fost cotată la 4,66 lei. Dolarul american valorează 4 lei, iar francul elvețian costă 4 lei și 3 bani. Valoarea gramului de aur a crescut și a ajuns la 161 de lei și 89 de bani. Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu, numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu, numărul 1. Viața ta a intrat într-o rutină, te provocă acum la o experiență plină de culoare, rafinament și exotism. Ia-ți curajul și vino în Piața Sfatului 27 la Sushia. Rezervări și livrări la 0724 636 292. Fii mândru de alegerile tale și încearcă Sushi! Centru Spa caută colaborator pentru posturile de manicuristă, pedicuristă și cosmeticiană, telefon 0741 127 537.